al Comisiei de Anchetă în legătură cu alegerile prezidențiale din 2009, concluzii extrem de dure ale celor din majoritatea parlamentară, pentru că veți vedea, scandalul este cu cei din opoziție care au părăsit sala și nu-și asumă raportul. Membrii Comisiei care adoptă acest raport vorbesc despre fraudarea alegerilor din 2009, amploarea acțiunilor a fost de natură a schimba rezultatul alegerilor, ce e și mai tulburător, vorbesc despre constituirea unui grup infracțional organizat ca posibilă infracțiune care să fie extrasă din cercetările pe care le-au făcut în aceste săptămâni de anchetă, după ce în spațiul public a apărut dezvăluirea legată de prezența doamnei Chioveși, domnului Coldea, domnului Maior în noaptea alegerilor la domnul Oprea acasă. Sunt